Bună ziua, iată din nou în birou dumneavoastră. N-am mai fost de anul trecut, mai venim după două luni la început de an și la sfârșit de săptămână, ca să culegem tot din săptămâna pe care noastră ați petrecut-o chiar acum recent la București. Ați fost din nou la Acord București, la întâlnirea primarilor, cred că a treia ediție. 21-a. 21-a ediție. Da. Ce noutăți ne aduceți de acolo? Ce se mai discută? Am văzut și noi câteva secvențe la televizor, dar nu e suficient pentru cei din comuna Hudești. Că ce a fost pe țară. Dumneavoastră să ne spuneți despre comuna noastră și ce s-a discutat. Bine, la București a participat 570 de primari. Vă dați seama, dintr-o dată sunt 570 de probleme. Dar nu pot să enumeră toate problemele care s-au ridicat acolo, atât pe ordin administrativ, cât și economic. Fiecare merge cu plângerea și doleanța lui și diferă de la o localitate la alta problemele. Nu pot fi cel de la Botoșani cu cele de la Suceava sau din Harghita sau Timișoara sau Tulcea sau cum împânzind în toată țara. Pot să spun că am venit cu tonus bun de la București, mai ales că comunitatea noastră și în special ansamblul hudeștean că au primit trofeul Nicolae Sabău. Aceste trofei se dau 8 pe țară, dintre care unul a ajuns la Hudești. Este meritul copiilor, meritul instructorilor, dar și a Consiliului Local și a mea, pentru că asigurăm finanțarea acestui ansamblu și de ce nu ne mândrim cu el, pentru că numele Hudeștiului ajunge în țară, chiar și în străinătate, și este un lucru cu care ne mândrim. Ați început noi proiecte în acest an. Am văzut chiar acum când încam către primărie, cămine culturală intrat într-o renovare totală sau parțială sau se face o modernizare la standarde europene? Renovare totală și aducerea lui la standard european, așa cum a zis dumneavoastră. Lucrarea se face prin Compania Națională de Investiții, o lucrare mare de aproape 11 miliarde vechi și sperăm noi că o să dăm căminului cultural, centrului cultural, o imagine frumoasă. Ieri s-a discutat și a făcut ședința pentru bugetul pe anul 2018. Da. Ce ne puteți spune, la ce sumă a ajuns bugetul, cum vă încadrați, suficient, sunt mulți, sunt puțin? Una din problemele care s-a ridicat mai des la București este cu finanțarea administrației locale. Unele au primit bani mai mulți, alții au primit bani mai puțini. Eu pot să vă spun că bugetul din anul acesta este mai mare față de anul trecut, cu aproape 11 miliarde. A crescut cu, din cele 11, au mers pentru funcționare 5 miliarde vechi și diferența pentru dezvoltare. Pot să asigur cetățenii comunei că bugetul este bun, acceptabil, ne-am dorit mai mult să fie cât de mare, dar eu zic că avem cu ce funcționa, să avem pentru iluminat, pentru lemne, telefon, pentru calculatoare, hârtie, imprimante, tot ce înseamnă de funcționare, iluminat public, tot ce înseamnă funcționarea unei primării. Și pentru dezvoltare avem aproape 8 miliarde, lucru care nu zic că ne mulțumește, dar ne bucură decât nimic, e bine și atât cât avem prins acum. Drumurile din comună, prin multe sate, deja au început să, din cauza schimburilor de temperatură, ploii, bandeți, bandeți, dumneavoastră aveți pregătit materialul necesar pentru a putea remedia, pentru a
Da, fenomenul din iarna aceasta este cel mai urât pentru drumurile petruite. Pentru că fenomenul, așa cum a zis, îngheț de zgheț, toate apa din pământ și chiar pe drumurile care am așternut piatra anul trecut, acum aproape se practicabil, da, nu în condițiile normale, cum ar fi un drum asfaltat. Sau mai mult de atât, au mai nis de câteva ori și cu plugul dând zăpada la o parte, s-au mai dat și din piatra care a fost. Avem deja în depozit balast pentru a, cum permite timpul, să petruim aceste drumuri și prin bugetul local surprins ieri, chiar în ședința de buget, bani pentru a mai lua și piatră spartă ca să punem în zonele unde este cel mai stratul sau baza drumului este afectată și trebuie să o rezolvăm. Terenul de fotbal, de aici mulți întreabă ca pe terenul de fotbal, cum stăm, dacă sunt condițiile necesare pentru a se putea desfășura o partidă, cum ați și dușurile, dacă funcționează, dacă nu funcționează, am înțeles că apa ța este, dar... Nu. La terenul de sport totul este bine în afară de gazon. Noi am semana de două ori și datorită lipsei apei au murit și nu am putut să continuăm. Și anul trecut am reușit să aducem apă din Iaz, conductă, și am tras curent electric până la Iaz vreo 450 de metri și am început să udăm. Dacă am udat cu apă din Iaz, acum terenul, iarba arată bine. Sperăm că anul acesta să putem, știu, până în toamnă să putem să-i dăm drumul la să funcționeze și terenul din parc. Clădirea este funcțională cu apă, cu duș, cu centrală termică, deci o să fie condiții normale, civilizate, pentru ca cei care iubesc sportul să-l poată face în condiții civilizate. Am foarte mult cititori de chiar mulți sunt plecați și în afară din zona Lenăuțului. Așteaptă și ei, că au zis că de o bucată de vreme că ați uitat de drumurile lor, că de ei ca de ei, zice de drumurile lor. Eu le-am spus de atâtea ori că este proiectul făcut, pe mine nu mă crede, poate vor să audă de la cel... Da, știu, și eu primesc și mesaje și chiar întrebări directe de la cetățenii din Mlenăuți, dar ei, o parte din ei știu ce înseamnă proiectul. De la aprobare și până la implementare durează chiar și 2 ani de zile. Proiectul este finalizat tehnic, deci proiectul tehnic este gata. Acum suntem la licitație pentru a desemna câștigătorul constructorului. Dacă merge bine cu licitația la drum pentru desemnarea constructorului, și când spun merge bine, adică nu vor fi contestații, sperăm că în vară pot să înceapă lucrările la drumul de la Mlenăuți. Deci primul drum sau următorul care se face în comuna Udeș asfaltată este Mlenăuți-Bașeu. Grădinița de la Alba stă de atâta timp și nu aveți actele necesare pentru a putea intra în uz sau dumneavoastră ne puteți spune care este situația cu ea? Grădinița este finalizată, mai avem de plătit sau de achiziționat, amenajat locurile de joacă pentru copii. Și asta o să o facem în primăvară, pentru că acum iarna este greu ca să îi mutăm copiii acolo și să facem locurile de joacă pe timp de iarnă. Să le facem vara și le aranjăm așa, cum stă bine unei grădinițe de nivel european. Și ultima întrebare e cu proiectul de la școala de la Baranca. Deci ați atins corda sensibilă. Baranca are nevoie neapărat de local nou de școală. Acolo sunt peste 340 de copii și ajung să înveți în 3 schimburi, deci nu în 2, sau să înveți într-un schimb așa cum ar fi normal. Și învață în 3 schimburi și trebuie numai decât local acolo. Acum lucrăm la proiect, deși am proiectul, să depun pe POR, Agenția de Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamț, și sperăm poate să câștigăm proiectul, să putem
face local nou de școală. Deci este o necesitate, dacă în celelalte sate populația școlară a scăzut dramatic, la Baranca populația este în creștere. Deci este un singur sat unde sporul natural este pozitiv. Deci avem nașteri mai multe decât decese. Chiar ultima întrebare și după aia vreau să vă lăsăm să vă continuați activitatea. Ați încercat vreodată să aduce vreun investitor din România sau poate din altă, să dezvolte ceva pe plan local aici? Nu știu, ceva legat de agricultură, de procesări, de fabrică de biscuiți? Da, am încercat, dar nu. Deci ei caut zonele sudice, zonele vestice. Deci la noi greu se va implementa un proiect de asta, să vină cineva să investească. Pentru că suntem departe. Acum doar dacă se va face drumul sau se va face alimentarea cu gaz, să ai gazul metan, atunci vor veni și ei. Dar în condițiile care le avem noi acum, nu prea sunt interesați. Noi vă mulțumim și în numele cititorilor și vă spunem o sfârșit de săptămână cât mai suportabil. Mulțumesc la fel.